Hei, Dospoi Aiden aici. Astăzi un video puțin diferit. În primul rând, sper să mă văd. Cred că e suficient de lucios ecranul laptopului pe care l-am în față. N-are rost să mai fac montaje și filmări din alte unghiuri care nu așteptam să fie în halul ăsta de lucios. Așa că mă văd. Mamă, ce bine arăt. Ok, super. Da, azi ceva diferit, radical, pentru că astăzi o să intrăm pe vechiul internet cu un laptop destul de vechiuț și o să fie interesant, vă promit. O să fie super marfă ce urmează să facem aici. În primul rând, trebuie să-l pornesc și să vă povestesc câte ceva despre el. Ați văzut acest Packard Bell și în alte două clipuri. Unul, primul, cel în care instalam Heroes of Might and Magic pe el, avea încă Windows Vista atunci. Și al doilea clip, cel în care am instalat Windows 7. Și pentru că am instalat Windows 7, am zis că aș vrea să transform acest device într-o sculă cu care să navighez pe vechiul internet, the old internet, internetul care îmi plăcea mie foarte mult și pentru care suntem atât de nostalgici. Așa că aici rulează Windows 7. Cu toate update-urile la zi, un antivirus, Microsoft Security Essentials, care văd că încă s-a updatat și rulează, plus că e trecut printr-un firewall, deci e în siguranță și toate sunt conturi imaginare create doar pentru experimentul ăsta și pentru acest device. Bineînțeles că nu o să fac plăți cu cardul de credit folosind acest laptop, ar fi stupid. Recomandarea mea este să nu folosiți uneltele voastre retro pentru a intra pe net, dar dacă știți exact ce faceți și aveți de gând doar să vă distrați puțin, atunci asta e o chestie foarte tare. L-am conectat la rețeaua mea, așa că acum există acces la net. Așa ca hardware, doar un scurt refresh, dacă vreți să trecem puțin și prin configurația acestui laptop. E un Pentium Dual Core, puțin peste 2 GHz și 4 GB de RAM DDR2, Packard Bell TG65, oricum fusese gândit pentru Office, multimedia și gaming dacă aveați versiunea cu GeForce, cu placă grafică discretă. O să intru, bineînțeles, prima dată pe Yahoo Messenger, pentru că așa se cade să ai Messenger-ul pornit și dacă sunteți curioși cum de Messenger-ul încă funcționează, e bine, o să vă arăt, nu e foarte greu și o să vă arăt folosind un browser clasic care mie îmi place foarte mult și acum, SeaMonkey. E destul de stabil, e destul de capabil și incorporează un client de mail, ceea ce pentru mine era extrem de util atunci că nu mai trebuia să folosesc separat Thunderbird. Din cauza felului în care sunt pus aici microfonul, telefonul cu care filmez, o să tastez cu o singură mână, că după aia o să trebuiască să folosesc doar mouse-ul. Dar dacă vreți să folosiți Yahoo Messenger în 2024, atunci trebuie să mergeți pe NinaChat, să urmați pașii de aici, e foarte, foarte simplu și aici există niște servere pentru America Online, Yahoo Messenger, diverse servicii din astea de chat, ICQ, AOL, Instant Messenger, adică e foarte simplu, în secțiunea asta de download, de aici o să găsiți exact clientul de care aveți nevoie, cu un patch pentru Yahoo Messenger în cazul de față, o să-l facă să folosească serverele oferite de Nina. N-am prea multe informații despre astea, doar că e gratuit, puteți dona dacă vreți, acum nu cred că e nevoie neapărat să vă donați bănuții pentru așa ceva. Eu am vorbit cu Terry, de la care am și acest laptop, să mă adauge în lista lui de contacte. Momentan n-am prieteni pe aici, dar am Messenger-ul funcțional și asta mi se pare incredibil. Uitați-vă și voi cât de fain putea să arate căsuța asta de chat. Băi, nu mi-am pus încă un avatar. Trebuie neapărat să-mi pun aici o poză, select the picture, dar n-am nimic salvat prin computerul ăsta. S-ar putea să am niște, am temele alea de Windows 7 din Japonia și acolo sunt niște poze. O să folosesc tot o poză din asta kawaii, Windows Japan, trebuie să fie pe aici o imagine, icons, nu, hai mă, trebuie să fie un JPEG pe undeva. Da, ia uite aici, ăsta, așa. O gașcă întreagă de anime waifus. Perfect, deci am și avatar acum. O să scriu așa către nimeni Hello World aici, clasicul mesaj atunci când te conectezi prima dată online sau testezi o tastatură. A, n-am cui, n-am cui să trimit. Bun. Da, funcționează și e foarte tare, am atât de multe amintiri legate de... S-a blocat? Nu s-a blocat. Am atât de multe amintiri legate de Yahoo Messenger încât să-l văd din nou funcțional aici. Mi se pare foarte interesant. Mi se pare dincolo de interesant. Mi se pare o realizare incredibilă că există încă niște oameni care insistă să țină în viață aceste programe atât de dragi. Ne-au fost atât de dragi la un moment dat, nu? Însă nu doar despre Yahoo Messenger o să vă vorbesc astăzi, ci despre niște pagini de net pe care
eu le frecventez din când în când, nu numai de pe laptopul acesta, ci și de pe daily driverul meu, sunt niște site-uri care mie mi-aduc aminte de vechiul internet, arată incredibil. Primul pe care vreau să vă duc este, bineînțeles, Națiunea Jucătoare. Ăsta este un site făcut de un membru al comunității noastre retro, Grind, eu îl știu drept Ionu. Din păcate, îmi cer scuze, nu știu numele real, oricum nu aveam consimțământul lui să-l folosesc, dar Ionu a realizat Națiunea Jucătoare, un site Neo Cities care arată demențial, arată exact ca în anii 90, începutul anilor 2000. Uitați-vă și voi cât de fain e site-ul ăsta. Secțiuni acasă, despre joace, hardware diverse și contact, toate folosind un set de iconițe care ne sunt familiare celor din epoca 9X. Și aici, în banner, niște jocuri pe care toată lumea ar trebui să le știe. Pe bune, Diablo, Tomb Raider, Warcraft 3, Fallout, Monkey Island, Gothic, Claw, Half-Life și Duke Nukem 3D. În mod interesant, astea sunt și unele dintre jocurile mele preferate. Ah, ce mă bucur să le văd aici. Da, foarte frumos. N-am jucat prea mult Monkey Island, e adevărat, dar vreau să corectez această situație în curând. La secțiunea joace avem și aici niște review-uri, niște articole foarte faine care trebuie citite și jocuri de-astea grozave, uite, Might and Magic 6, pe bune, demențial, The Mandate of Heaven, Thief, The Dark Project, Jazz Jack Rabbit 2, Outcast, Revolt, MDK, Delta Force. E delicios tot ce e postat pe aici, delicios, absolut delicios, ci că ce element site-ul ăsta de 2 bani nu e. Nu e un site de 2 bani, mi se pare un site foarte tare făcut. Autorul portret în acuarelă, spuneți-mi Ion. Hai că-l știam bine atunci pe nume, dacă își dă și numele aici, e ok. Ăsta e Ion, membru al comunității retro, revista Grind, acolo pe Discord ne întreținem unii pe alții. Și să știți și voi că un boomer adevărat așa arată, așa arătăm toți, așa arăt și eu de fapt, dar eu folosesc niște filtre speciale când filmez și de asta you can see me, you can see me. Ta-na-na-na. Ăsta este Națiunea Jucătoare, neocities.org, pe care eu vă recomand să-l adăugați în bookmark și să reveniți aici de fiecare dată când aveți ocazia, pentru că mai departe o să merg pe RPG Codex, un forum pe care îl frecventez de foarte mulți ani. Sigur că aici nu sunt conectat cu vreun cont, n-am folosit vreun e-mail real oricum pe laptopul ăsta deloc, dar e super tare în general ce găsiți aici, sunt niște informații incredibile despre orice. Discuții nu doar despre RPG-uri, ci despre o grămadă de chestii interesante. E un forum vechi care continuă să existe, it doesn't scale to your level, dar e fantastic. RPG Codex merită explorat din colț în colț și merită să intrați în comunitatea asta dacă vreți să învățați cât mai multe despre RPG-uri sau să descoperiți comori din astea ascunse. Pentru mine, Sorcerer's Place a fost întotdeauna unul dintre site-urile care mi-au adus aminte cu drag de internetul vechi, pentru că a rămas blocat în internetul vechi. Arată în continuare exact așa cum arăta și atunci când l-am descoperit, căutam niște informații pentru că jucam foarte mult atunci Icewind Dale și Baldur's Gate, erau unele dintre jocurile mele preferate, le-am jucat în prostie și simțeam nevoia cumva să discut și cu alți oameni, să intru într-o comunitate care era pasionată de jocurile astea și dintr-una într-alta, pentru că nici nu cred că exista Google atunci când am ajuns eu prima dată aici, dar repet, site-ul arăta aproximativ identic. Since 1999, cred că scrie aici, da, că nu văd foarte bine la distanță. Da, eu cred că l-am descoperit prima dată prin 2001, deci se pupă datele, mi-l aduc aminte bine. Acum, na, sunt clipuri embedded de pe YouTube, atunci nu exista așa ceva, dar erau foarte multe postări dedicate jocurilor, linkuri către review-uri de RPG-uri, headlines, tot felul de informații din astea din interiorul industriei de multe ori, cum ar fi aici, de exemplu, Infinity Engine Modding News, Latest Resources and Downloads, aici era o grămadă de chestii faine de descărcat. La fel era un site complet gratuit, nu trebuia să plătești nimic, dar felul în care arată, mie mi se pare fantastic. Mi se pare superb cum arată și acum. Și oamenii ăștia încă vorbesc aici despre Gothic 3, patch-uri de comunitate, mini patch-uri, Forsaken Gods 2.01 patch pentru Gothic 3, da. Apoi, mai departe, Neverwinter Vault e un site pe care am ajuns de pe Sorcerer's Place, unde sunt hostate o grămadă de moduri, patch-uri de comunitate, module pentru Neverwinter Nights, originalul și cred că și Neverwinter Nights 2, dacă nu mă înșel, da. Aici la Projects găsiți o grămadă de chestii de la texturi, reskin-uri, tot ce vă trebuie dacă jucați Neverwinter Nights și vreți să vă îmbunătățiți experiența și site-ul ăsta la fel arată exact așa cum arăta și în trecut. Nu s-a schimbat nimic nici aici. E același Neverwinter Vault pe care l-am descoperit tot cam atunci, 2000 și ceva. Țin minte că la un moment dat am avut un job, lucram la
la o companie din asta de telefonie mobilă, unul dintre primele mele joburi, preluam apeluri și noaptea intram de acolo, făceam ture de noapte, intram pe Neverwinter Vault, descărcam la muncă o grămadă de chestii și apoi acasă le instalam pe computer și jucam Neverwinter Nights 2 și originalul Neverwinter Nights, pe care l-am de vreo 300 de ori, am de o grămadă de ori Neverwinter Nights, nu știu cum se face, e jocul pe care l-am de cele mai multe ori, în tot felul de versiuni și ediții lansate retail. Doom Master Wadazin nu arată atât de old school pe cât mi-ar plăcea mie să arate, dar este totuși un site nostalgic pentru că The Doom Master Wadazin e despre Doom, totul despre Doom. Revista lor digitală, în schimb, care e gratuită, la fel ca revista Grind, aici în Projects aveți podcasturi, Wad Archaeology, Wadazin Master Collection, revistele vechi, Endless Random It Games Wad Adventures. În submissions aici în comunitate puteți să trimiteți articolele voastre, puteți să încercați să scrieți pentru ei, sunt destul de deschiși la comunicare. Excursia asta noastră pe vechiul internet nu se poate termina fără The Old Net. Asta e o resursă extrem de interesantă care o să te poarte fizic pe vechiul internet. Welcome to the old internet again, într-o epocă pre-Google. Dar există un mesaj aici interesant, l-am văzut și astăzi dimineață, înainte să încep să explorez resursele astea pentru acest video. The Internet Archive is rate limiting, ok. Deci folosește Internet Archive ca să se ducă la pagini vechi. De exemplu, aici este un demo Nintendo.com din 1996, merge până în 94 arhiva asta, e foarte tare. Dacă dau click pe Go aici, o să-mi deschidă pagina de Nintendo din 1996, Nintendo Power Source, welcome to Nintendo.com. Mi se recomandă aici să folosesc Netscape Navigator 2.0, probabil Internet Explorer 3.0, oh god, și unele părți din site au nevoie de Shockwave plugin. Dau click aici, se întâmplă ceva, o să mă duc, da, bineînțeles că o să mă duc pe Nintendo.com așa cum arăta pagina în 1996, e fantastic, nu? Cât de tare e, practic poți să te dai pe netul de atunci, să-ți faci o injecție de nostalgie în creier, dacă umblai pe net în anii aia, nu știu câți din România aveau acces la net atunci, eu clar n-am avut, dar e frumos, nu? Welcome to the old internet again, dacă scriu Google, aici cum arăta Google în 2009, inclusiv Wikipedia din 2000 ceva există, da, Google era tot Google, da, uite că e sigla aia clasică de Google folosită aici. Eu sunt Dospoi Aiden, sper că v-a plăcut această scurtă călătorie prin câteva dintre paginile mele web preferate care încă arată a vechi, Yahoo Messenger e instalat aici, softurile instalate pe laptopul ăsta sunt vechi și da, poți să folosești o sculă retro pentru browsing cât timp încerci intenționat să rămâi în siguranță și tratez totul cu multă atenție, nu o să se întâmple nimic, nu e, credeți-mă, nu e chiar ca în video ăla cu Windows XP care s-a umplut de virus și în câteva secunde, pentru că tipul ăla a dezactivat absolut orice barieră, orice protecție, inclusiv din routerul pe care îl folosea, e și normal să se întâmple lucruri nasoale, cred că s-a întâmplat și cu 10 și 11 același lucru. Vă pup pe sufletel, aveți grijă de voi, dați click pe butonul subscribe dacă n-aveți ce face cu clicurile voastre, ne vedem data viitoare, pa, pa!